Doi asistenți maternali, soț și soție, împreună cu fiica lor, au supus la muncă forțată patru minori care se aflau în plasament la ei. Dacă aceștia refuzau, erau bătuți. Conform Digi24.ro, polițiștii din Timișoara au făcut o percheziție în acest dosar deschis pentru trafic de minori în formă agravată. Cei trei suspecți vor fi duși la audieri. Potrivit probelor, în perioada 2020-2022, două persoane, soț și soție, în calitate de asistenți maternali, împreună cu fiica lor, ar fi exploatat prin supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forțat patru persoane vătămate minore, cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani, care se aflau în plasament la aceștia. Pe parcursul celor 2 ani de zile, asistenții maternali nu ar fi acordat îngrijirea, ocrotirea, educarea și întreținerea necesară persoanelor vătămate minore, care ar fi fost obligate să presteze zilnic activități fizice solicitante în cadrul exploatației agricole deținute de persoanele bănuite. Dacă minorii refuzau să mai îndeplinească activitățile dispuse, erau agresați fizic de către cei care îi exploatau, relatează Digi24.